L-am invitat acum pe domnul Daniel Morar, fost procuror șef DNA și fost judecător al Curții Constituționale, pentru că dacă discutăm de principii și cum vrem să arate aceste legi și cum vrem să arate siguranța națională a României, cred că este o linie roșie peste care nu putem trece. Și linia aceasta roșie este dată de deciziile Curții Constituționale, la care domnul Daniel Morar a fost chiar judecător raportor, la cele mai multe dintre ele, dacă nu la toate. Și câtă vreme în România încă sunt obligatorii deciziile Curții Constituționale, este bine să știm până unde legiferăm. Așa încât am să-l rog pe domnul Morar să ne spună câteva cuvinte cu implicații, sigur, asupra acestui subiect pe care îl dezbatem astăzi, din perspectiva deciziilor Curții Constituționale. Vă rog. Bună dimineața! O să prezint deciziile într-o formă mai literaturizată, fără prea multe noțiuni tehnice. Și trebuie să vă spun că în perioada 2014-2022, Curtea Constituțională a pronunțat 10 decizii relevante pe ceea ce înseamnă atribuțiile serviciilor secrete în puterile lor, competențele în statul de drept și interferența lor cu zona procesual-penală. Majoritatea dintre aceste decizii le cunoaștem și le cunoașteți pentru că au fost dezbătute în presă, legile au fost dezbătute în presă destul de mult, însă, din păcate, am văzut că unele din aceste decizii au și feedback, în sensul că legiuitorul a venit și a dat o altă lege, dar și a avut aceleași probleme de constituționalitate, ceea ce nu este foarte încurajator. Primele legi cu care Curtea Constituțională s-a lovit au fost legile privind retenția datelor. Încă înainte de a fi eu la Curte, înainte de 2014, știți că a existat o directivă europeană privind retenția datelor, care a fost transpusă în legislația noastră printr-o lege. Legea aceea a fost declarată încă din 2012 neconstituțională, iar legiuitorul nostru a venit apoi în 2014 și a dat o altă lege privind retenția datelor. De ce e nevoie sau de ce a considerat și legiuitorul la nivel european și după aceea legiuitorul național că trebuie să fie o asemenea lege de retenția datelor? În fapt, se opera retenția datelor. Ca procuror și ca judecător știu asta, pentru că se opera retenția datelor în scopuri comerciale și apoi aceste date erau folosite de organele cu atribuții în domeniul securității naționale sau de organele de cercetare penală în efectuarea investigațiilor lor. Lucrurile funcționau ca o stare de fapt. Nu aveam o lege, cel puțin în anii 90, care să reglementeze acest lucru. După ce la nivel european s-a considerat necesară o asemenea reglementare, statele membre au trebuit să facă și ele pasul ăsta și să dea legile cuvenite. Legea din 2014 nu a rezistat la Curtea Constituțională și în contextul în care în aceeași perioadă, în aprilie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, știți, declarase invalidă tocmai directiva europeană privind retenția datelor. Această directivă dădea dreptul statelor, lăsa o marjă de apreciere, de a reține datele prelucrate de operatori, furnizate de operatori, pe o perioadă între 6 luni și 2 ani de zile. Legiuitorul nostru a ales perioada cea mai scurtă, cea de 6 luni. E important ce vă spun acum de ce a făcut legiuitorul în 2014, că vedem după aceea ce s-a mai întâmplat până în 2022. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în acea decizie de invalidare din aprilie 2014, spunea că această activitate de retenție a datelor este una extrem de complexă și cu implicații apăsătoare asupra drepturilor și libertăților fundamentale, în special asupra vieții private a cetățenilor. Și mai spuneau ei în acea decizie că datele pe care le furnizează operatorii de comunicații, furnizorii de comunicații electronice, chiar dacă nu cuprind substanța discuției, ce s-a discutat, ci cuprinde doar listing-ul unei convorbiri telefonice, ca să simplificăm, sau localizarea unei anumite persoane, deci spun că aceste date furnizează elemente extrem de precise despre viața unui cetățean. Cu cine vorbește la telefon, cât timp vorbește, când vorbește, unde se află în anumite locuri. Și știm foarte bine că, uitându-te pe listing-ul unei
convorbirilor unei persoane, pe o perioadă, să spunem, relevantă de o lună de zile, să-mi dai seama despre obiceiurile lui, ce face și poți să faci anumite corelații, atât ca procuror, ca judecător, cât și ca ofițer al serviciilor de informații. Și tocmai de aceea spunea Curtea de Justiție de la Luxemburg că trebuie să fie reglementată cu foarte mare atenție această chestiune. Sincer, eu nu am înțeles foarte clar ce spune Curtea de Justiție de la Luxemburg în acea decizie, pentru că ar părea că nu e posibil să existe o asemenea lege de retenție a datelor, pentru că indiferent cum ar fi reglementată, dacă vorbim strict de retenția datelor, oricum, acele date, odată ajunse la organele cu atribuții în domeniul securității naționale sau organele judiciare, oferă exact același tablou. Dar, în decizia noastră, noi am fost mai blânzi decât au fost cei de la Luxemburg și am încercat să separăm două etape. Am spus că prima etapă este etapa de retenție a datelor, care oricum e una care merge automat. Operatorii de comunicații o fac aceasta, pur și simplu este un procedeu tehnic, o fac și din considerente comerciale pentru facturi și așa mai departe. Și apoi urmează cea de-a doua etapă, accesul la aceste date. Prima etapă, noi ne-am inspirat și de o decizie a Curții Constituționale Federale a Germaniei, prima etapă nu are neapărat probleme de constituționalitate. Adică stocarea preventivă a datelor într-o anumită societate, pur și simplu în sine, nu are probleme de constituționalitate și nici probleme de, hai să spunem, de ordin legal. Nu vine și să bruscheze alte legi. Problema este cu cea de-a doua etapă, când avem accesul la aceste date, cine are accesul și cum are accesul. Și aici revenim la tema noastră de astăzi, la serviciile de informații. Atunci când am examinat această lege, am văzut că au acces organele judiciare, adică judecătorul, procurorul, poliția, evident, și organele cu atribuții în domeniul securității naționale, cele 6 servicii de informații. Însă, analiza ne-a arătat că în timp ce judecătorul are acces la aceste date, că e judecător și este cel independent în sistemul nostru de justiție, procurorul și organele de cercetare penală trebuie să se ducă pentru a accesa aceste date obligatorii la judecător. Judecătorul trebuie să emită o autorizație. Singurele care nu aveau nevoie de asemenea autorizație pentru accesarea datelor reținute de operatori erau serviciile de informații. Deci Curtea Constituțională în 2014, din acest motiv, a declarat neconstituțională legea privind retenția datelor și nu pentru faptul că retenția nu este utilă și nu este necesară sau nu este posibilă într-o societate. Asta i-am cerut legiuitorului să o facă. A mai spus Curtea un lucru foarte important atunci, că până ce, așa și noi am spus că nu există garanțiile că acele date sunt folosite în conformitate cu legea care să protejeze drepturile și libertățile fundamentale, până ce legiuitorul nu vine și nu prevede că toți cei cu atribuții în domeniul securității naționale și a justiției nu accesează datele doar cu autorizație de la judecător. Și am spus un lucru foarte important în acea decizie, că până la noua reglementare, operatorii de comunicații, ca să simplificăm, de comunicații electronice, furnizorii de comunicații electronice, nu mai au posibilitatea, nu mai au obligația, dar nici posibilitatea de a reține acele date în lipsa unei legi. Adică să vedem puțin cum a evoluat legislația. Dacă în anii 90, cel puțin în România, nu se punea problema existenței unei asemenea legi, după ce la nivel european s-a ridicat această problemă, nu mai putem să spunem că acum putem funcționa fără o lege de retenție a datelor. Lumea este tot mai informatizată, viața noastră stă într-un telefon și într-un calculator. Deci asta am spus, că până ce nu avem o nouă lege de retenție, nu mai pot să rețină și nici să permită accesul. Trecem peste timp, asta a fost legea Big Brother 1, și trecem în timp în 2022. După 8 ani, este, cred, ultima decizie pe care am dat-o la curte în mandatul meu, în care legiuitorul a făcut niște modificări la o lege privind comunicațiile electronice, a reglementat situația cu serviciile de hosting și așa mai departe. Până la urmă, legea a fost considerată în mare constituțională cu o singură problemă. Acolo am văzut o legătură cu prima decizie de retenția datelor. La una din literele care reglementau, de la articol care reglementau obligațiile furnizărilor de comunicații electronice, era
următoarea prevedere. Sunt obligați să furnizeze organelor cu atribuții în domeniul securității naționale și organelor din justiție datele reținute de către ei. Am făcut un examen al legislației și am constatat că din 2014 legiuitorul român nu a mai reglementat ceea ce vă spunea, ceea ce i-am cerut noi în 2014, adică el nu a mai venit cu o lege de retenție a datelor. Și atunci întrebarea este ce fel de articol este. Cum se reglementeze obligația de a furniza către procuror, către polițist, către ofițerul de informație niște date reținute dacă tu nu ai reglementarea în baze care să reții acele date? Nu știu cum să petrece în practică, mă și mir că problema asta nu a apărut în cazuistica organelor judiciare, pentru că v-am spus la început că în prima decizie noi am separat două faze. Prima este acea retenție, a doua accesul la datele reținute. Ei, prima fază pare că nu este reglementată în legislația noastră. Noi nu am găsit la Curtea Constituțională așa ceva. Tocmai de aceea am dat o decizie prin care am admis neconstituționalitatea acelui text. Acum, întrebarea pe care o punem și vă pun, că sunteți și din Parlament și este și din mediul judiciar, este legată de faptul că dacă legea de retenție a datelor din 2014 prevedea foarte clar că furnizorii de comunicații electronice rețin aceste date timp de 6 luni, în acest moment noi nu avem o prevedere în legislația noastră care să spună cât timp se dețin. Am înțeles din discuțiile cu procurori că aceste date se rețin de către operator timp de 3 ani. Da. Timp de 3 ani și se duc și le obțin, dar nu există o lege. Deci mi se pare, unul din exemplele în care legiuitorul nu a adecvat legislația, dar vine totuși după 8 ani să acopere oarecum într-o manieră tacită și vorbește de retenția datelor ca și când această fază este reglementată. Bun. A doua lege Big Brother este cea privind accesul la punctele de internet din locurile publice și privind cartelele preplătite. Știți că atunci legiuitorul a spus că nu mai putem avea acces la aceste cartele preplătite decât cu buletinul, cu înregistrarea cumpărătorilor și că toți furnizorii de internet din locurile publice trebuie să înregistreze pe utilizatori. Mi se părea la acel moment, ca judecător aproape, mi se părea o sarcină excesivă, dacă nu de-a dreptul imposibilă. Cu privire la primul aspect al cartelelor preplătite, iarăși Curtea Constituțională spune că nimic nu împiedică pe legiuitor să reglementeze asta. Doar că acele cartele, doar că trebuie să ținem cont de realitate. Acele cartele preplătite se vindeau, probabil că așa se vând și acum, se vindeau oriunde, la orice chioșc. Era imposibil să-i ceri vânzătoarei de la chioșc sau celui de la orice magazin să ia datele personale a unei persoane, să le înregistreze, să le țină. Era vorba de gestionarea datelor cu caracter personal. În ce privește cealaltă obligații cu furnizorii de acces, acestea erau foarte diverse. Erau instituții publice, autorități, baruri, restaurante, cabane și așa mai departe, unde iarăși sarcina era excesivă ca toți clienții care deveneau consumatori de internet să fie într-un fel sau altul înregistrați și să-și furnizeze datele personale. Mai mult decât prima parte cu cartele plătite, această a doua sarcină mi se pare și acum imposibil de îndeplinit. A treia lege atunci în 2014-2015 a fost legea privind securitatea cibernetică a României. A fost o lege foarte foarte complexă și a avut multe probleme de constituționalitate, dar haideți să ne rezumăm la două. Una era legată de motive pentru care Curtea nu a lăsat această lege să treacă. Una era legată de rolul pe care și-l aranjase și-l amenajase SRI în această ecuație. Eu spun SRI-ul, dar e vorba de Parlamentul. Îl amenajase că ei au făcut legile, cel puțin așa scrie Constituția, nu? Serviciul Român de Informații, așa, mai întâi am observat atunci când am examinat legea că locul nu era gol. Era o sumedenie de hotărâri de guvern, erau și hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care reglementau multe și sensibile aspecte ale securității cibernetice. Adică existau deja niște autorități, COS cu multe abrevieri acolo, care funcționau în acest domeniu.
Deja Serviciul Român de Informații juca rolul de autoritate centrală în apărarea securității cibernetice și a venit această lege care el și consacra legislativ. Spunea, Serviciul Român de Informații este autoritatea centrală în domeniul securității cibernetice, în oglindă cu ceea ce știm noi, că este autoritatea națională în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice. În acea perioadă, nu mai știu care este situația la zi, dar în acea perioadă când examinam legea, era în lucru la nivelul Parlamentului European o directivă, directiva NIS, care făcea niște recomandări, adică avea niște prevederi în care spunea că este recomandat ca autoritatea centrală în domeniul securității cibernetice la nivel național să nu fie o autoritate cu caracter militar și să nu fie o autoritate care funcționează în domeniul serviciilor de inteligență. Ori Parlamentul nostru tocmai asta făcuse, erau și militari, erau și în serviciu de inteligență. Un alt motiv, cel de-al doilea motiv care e relevant pentru discuția noastră, m-am uitat puțin pe draftul noii legi cu privire la securitatea cibernetică, era cel legat de posibilitatea serviciilor de informații de a avea acces la structurile informatice, cibernetice, cum le numea legea, a tuturor celor care aveau mai mult de două calculatoare legate una dintre alte. O considerau o structură cibernetică și aici intrau inclusiv persoanele private. Știți foarte bine că în mediul public au fost o sumedenie de discuții pe această chestiune, iar una din prevederile legii era posibilitatea serviciilor de informații de a avea acces neîngrădit la acele date, spuneau ei, și acum mi-aduc aminte expresia, relevante în contextul solicitării. Adică era un limbaj, poate să-și găsească, cum să spun, acoperire, dar din păcate într-o sumedenie de motive sau de ipoteze. Și asta a fost una din prevederi pe care nu am lăsat-o să treacă. Mergând mai departe, legea privind, în contextul cazului Caracal, știți că a venit legiuitorul și a reglementat din nou obligația cumpărării, achiziționării de cartele preplătite doar cu buletinul, dar am constatat că timp de 6 ani nu s-a făcut absolut nimic din ceea ce ceruse Curtea Constituțională, adică să reglementeze niște garanții. Iarăși am spus Parlamentului și Guvernului că poate să facă acest lucru, dar să reglementeze modul în care se păstrează datele celor care cumpără cartele cu buletin. N-au făcut și această lege a fost declarată neconstituțională. Bun. Acum, acestea au fost legile speciale. Acum, în domeniul codului de procedură penală, este cunoscută deja de acum decizia 51/2016, privind calitatea, să-i spunem, ca să facem legătură cu ce spuneam mai devreme, calitatea Serviciului Român de Informații de Autoritate Centrală în domeniul interceptării convorbirilor telefonice. Știm că interceptările convorbirilor telefonice nu au fost folosite ca mijloc de probă în procesul penal decât din 1996. Deci până în 1996, nici procurori, nici judecătorii nu beneficiau de un asemenea mijloc de probă. Serviciul Român de Informații, fiind vrând-nevrând cu logistică și cu tot continuatorul vechii securități, avea și are toată logistica de interceptare, astfel că după 1996, o stare de fapt s-a transformat oarecum într-o stare de drept. Adică ei au început să facă interceptările în mod firesc și pentru sectorul judiciar. Nu e nicio problemă că le fac în domeniul securității naționale, pe legea 51/91 în acest moment, este și firesc să fie așa, dar calitatea unui serviciu de informații de furnizor a unor mijloace de probă în procesul penal trebuia să ne ridice semne de întrebare într-o societate care de acum era o societate liberă. Lucrurile au mers în mod firesc. Sistemul judiciar, și eu am făcut parte din el, nu și-a prea pus problema, știam că ceva nu e în regulă, problema eu am sesizat-o mai mult când am venit de la DNA, și vrând nevrând am intrat în contact cu oamenii, procurori și oameni responsabili ai sistemului judiciar din țările Europei Occidentale, care erau mirați de faptul că în România Serviciul Român de Informații furnizează acest serviciu. Bine, după aceea am văzut că era o etapă a trecerii de la o societate, de la societatea comunistă la o societate deschisă și că, în general, statele din blocul estic aveau ca furnizori de interceptări serviciile lor de informații. Bun, nu s-a reglementat. Legiuitorul n-a spus niciodată
că un serviciu de informații face aceste interceptări. În, în codul penal din 1960, din 69 și procedură, așa cum au tot fost modificate, dimpotrivă se spunea foarte clar că aceste interceptări se realizează de către procurori și organele de cercetare penală. Lucru absolut firesc, pentru că ele fac partea judiciară a unei activități penale, a unei instrucții penale. Dar în 2014, când s-au modificat codurile, Parlamentul nostru a trecut acolo și Sintagma, pe care o știm acum, și alte organe specializate ale statului. Evident că alte organe specializate ale statului, iar ne spun foarte multe, am și scris în decizie, pot fi de la Inspecția Silvică până la Serviciul Român de Informație, de la Inspectoratul în Construcții până la mai știu eu ce, orice altă autoritate. Și am declarat acea sintagmă neconstituțională. Semnificațiile deciziei au fost însă mult mai profunde, pentru că deși noi nu am scris în decizie expressis verbis numele Serviciului Român de Informații sau numele unui serviciu de informații, acesta era trecut ca urmare a sesizării autorilor. Ei s-au plâns, au spus, noi suntem cercetați și trimiși în judecată pentru niște infracțiuni de drept comun. De ce interceptările sunt furnizate de un serviciu de informații? Chiar dacă noi nu am scris de Serviciul Român de Informații și de Serviciul de Informații, am făcut-o prin excludere. Am spus, în afară de procuror, organ de poliție judiciară și organ de cercetare penală specială, nimeni nu poate să facă acest lucru, pentru că interceptarea unor convorbiri este un procedeu și a unor discuții, este un procedeu probatoriu, care generează mijlocul de probă și proba. Ori în procesul penal, în afară de organele judiciare, nimeni nu poate să furnizeze probă, iar Serviciul Român de Informații, ca niciun alt serviciu de informații, nu este organ judiciar. Povestea după aceea, știm că s-a repercutat în mediul judiciar, cu judecătorii care au anulat sau nu au anulat probele, aici era vorba de efectele deciziilor Curții Constituționale, însă știm că în acea perioadă, tot în februarie 2016, printr-o ordonanță de urgență, ordonanța 6, s-a reglementat domeniul, să spunem. Am uitat să vă mai spun ceva. Am fost procuror atâta vreme, judecător, am fost procuror la nivel înalt, am avut acces la cel mai înalt grad de secretizare. Niciodată eu nu am văzut o hotărâre a CSAT, chiar de vreo nici nu am cerut, dar nici nu mi-a fi fost hotărârea CSAT, de care ulterior a apărut în protocoale, mi se pare. Da. Hotărârea CSAT care spunea că SRI-ul este autoritate națională în domeniul interceptărilor. Prin urmare, era un sistem judiciar, poate părea paradoxal, să sperăm că am rezolvat acum, un sistem judiciar care funcționa pe baza unei hotărâri pe care nu o cunoștea nimeni. Așa, o să vedeți acum, cel puțin în draftul la cred că legea Serviciului Român de Informații, o să vedeți că se pare că legiuitorul vrea să facă același lucru pe care l-a făcut cu organele specializate a statului prin ceea ce înseamnă autoritate, adică să legifereze ceea ce era într-o hotărâre a CSAT. Bun. Deci ne întoarcem la ordonanța 6, care trebuia și era necesară, a făcut examenul de constituționalitate, că de-aia vă vorbesc de ea. Ordonanța 6 care a trebuit să dea o soluție urgentă. Ce facem cu interceptările? Rămânea un întreg sistem judiciar fără această posibilitate, fără posibilitatea de a administra acest mijloc de probă. Și în acea ordonanță se spune clar că cei de la Serviciul Român de Informații trebuie să permită accesul procurorilor și ofițerilor de poliție judiciară în realizarea interceptărilor. Cel puțin pentru moment părea soluția, și eu vedeam că a fost procuror, soluția corectă, nu avea cum statul să creeze peste noapte un sistem tehnic care să le permită separat procurorilor și polițiștilor să facă propriile interceptări. Știți că Direcția Națională Anticorupție, care a fost altfel concepută, are propriul sistem, înțeleg că mai este ceva la parchetul general, ceva la DICOT, deci sistemul judiciar progresează în direcția asta, dar nu atât cât ar fi trebuit. Bun. Și vine ordonanța 6, care nu se limitează doar la atât, ci precizează expres că Serviciul Român de Informații realizează efectuarea interceptărilor în domeniul infracțiunilor de terorism și a celor împotriva securității naționale. Aici trebuie să facem o distinție.
Serviciile de informații au ca principală sarcină apărarea securității naționale. Apărarea securității naționale pornește de la amenințările la adresa securității naționale, așa cum sunt ele reglementate, cred că, în articolul 3 al legii, și care le dă dreptul să facă o sumedenie de activități, printre care și activitățile care sunt cele mai intruzive în viața noastră, adică interceptările convorbirilor și așa mai departe, localizările, chestiile tehnice de care am vorbit până acum. Atunci când serviciile de informații fac acest lucru, ei merg în alta curte, prin intermediul procurorului general în acest moment, și obțin acele mandate, MSN-urile, le valorifică apoi și așa mai departe, lucru pe care îl fac și alte servicii de informații, nimic în regulă până aici. Prin urmare, activitatea în apărarea securității naționale, cel puțin ca regulă, nu are nimic cu partea judiciară, cu urmărirea penală. Există în multe legi prevederea că dacă aceste servicii de informații în activitatea lor, și asta nu include doar interceptările, dar ele sunt cele mai relevante de care ne lovim noi zilnic sau des, când găsesc, când descoperă date cu privire la săvârșirea altor infracțiuni, trebuie să le comunice organelor de urmărire penală. Acum avem infracțiuni de drept comun, să le spunem, și infracțiuni contra securității naționale sau de terorism. Ordonanța așa se spune că pe această nișă contra securității naționale și de terorism, ei serviciile de informații, serviciul român de informații, sunt cei care fac activitatea tehnică de interceptare și vrând nevrând dacă o fac și furnizează proba, adică interceptarea, procesul verbal de redare a convorbirii telefonice, este proces verbal pe care judecătorul îl analizează în soluția lui. Ei, și nu am acceptat acest lucru pentru că una este activitatea de prezervare a securității naționale și alta este activitatea de instrucție penală. Odată ce din acele mandate de securitate națională sau separat de ele, din orice activități ale serviciilor de informații, sunt date cu privire la comiterea unor infracțiuni contra securității naționale, atributul trece la procuror, trece la organul judiciar, așa cum trece orice altă infracțiune, de la cea mai banală infracțiune de furt. Prin urmare, nu diferă lucrurile aici. Faptul că sunt infracțiuni contra securității naționale nu schimbă lucrurile, pentru că tot infracțiuni sunt și alea ar trebui ca societate deschisă, ca societate democratică, să le lăsăm în exclusivitate în sarcina procurorului, organului de urmărire penală. Bun, ordonanța 6 a picat pentru acest motiv și a mai picat și pentru altă soluție. Dacă vrea cineva și avem timp, o să discutăm, dacă va fi, nu are rost să vă spun acum. În codul de procedură penală, mai sunt trei și mă încadrez. În codul de procedură penală a mai fost iarăși o chestiune foarte discutată în sistemul judiciar, era discutată și când eram eu încă procuror. Dacă probele, că facem legătura foarte ușor, dacă aceste probe, aceste date și informații, cum le spune legea, care vin din mandatele de siguranță națională, aceste date și informații pot fi folosite ca probe în procesul penal. Pentru că codul de procedură penală are o prevedere care spune orice alte interceptări sau înregistrări pot fi folosite ca mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege. Acestea nu sunt interzise de lege pentru că sunt prevăzute în lege. Un serviciu de informații se duce la Procurorul General României, Procurorul General României se duce la judecători anume desemnați de la Înalta Curte, obține un mandat și mandatul acela e legal, de acolo se obțin date și informații. Deci până aici nu este nimic în neregulă, nu sunt interzise de lege și aparent pot fi folosite și au fost folosite. Discuția a pornit, hai să spunem, destul de banal, că până la urmă cei inculpați sunt cei mai interesați să-și facă apărările și să devină agresivi atunci când critică anumite legi. Un inculpat într-o cauză, evident penală, îl întreabă pe judecător în ce bază îi reține ca mijloace de probă interceptările în domeniul siguranței naționale, spunând el, eu nu am fost cercetat pentru infracțiunea siguranței naționale, n-am atentat la securitatea națională, sunt pentru o banală infracțiune de, spunea el, de corupție. Prin urmare, să-mi explicați de ce. L-a determinat cu avocatul pe judecător să explice în încheiere de ce consideră că sunt mijloace de probă, iar judecătorul spune, păi acest mandat pe care fusese declasificat, deci vorbim deja de date publice, acel mandat pe siguranță națională,
a privit un articol din Legea Siguranței Naționale care spunea că se poate da mandat, se poate intruziona în viața persoanelor și când se vatămă drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor. Acum, ceva foarte scurt. Articolul 3 are o sumedenie de aliniate în care spune, de litere, în care spune ce constituie amenințare la adresa Siguranței Naționale. Acest 3 litera F, nu mai știu, F-ul, are vreo 9 ipoteze în care justifică interceptarea. Evident că cele mai folosite, ca și în cazul acesta judiciar de care povestim, sunt cele mai vagi, cum ar fi vătămarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Adică una este terorismul sau afectarea capacității de apărare a țării, dar apărarea drepturilor și libertăților fundamentale este foarte vag. Ei, și așa a ajuns la curte. În decizia pe care a dat-o curtea, am explicat că drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor pot fi vătămate printr-o sumedenie de acte. Știm foarte bine că și Parlamentul le poate vătăma printr-o lege și guvernul printr-o ordonanță de urgență. Și organele judiciare și organele administrative se pot fi vătămate prin comiterea unei infracțiuni. Dar că nu orice este amenințare la adresa Siguranței Naționale. Adică am arătat că e foarte vagă acea definiție și că permite serviciilor de informații să obțină aceste mandate și judecătorilor să le elibereze. Am mai lămurit o chestiune. Știți foarte bine că în urmă cu ani, cred că prin 2004 sau 2005, se declarase tot printr-o hotărâre de ACSAT și asta o știm tot din presă, eu unul din presă știu, corupția ca atentat la siguranța națională. Ok, eu politică publică, eu așa am perceput, nici nu poate fi percepută ca altcumva. Statul consideră că mediul este mediul politic, mediul social al României este atât de corupt încât trebuie să iasă niște măsuri. Chestia asta a fost pervertită și s-a ajuns la sensul ei judiciar. Corupția ca infracțiune, o infracțiune de corupție, nu poate fi, în sine nu poate fi niciodată o amenințare la adresa Siguranței Naționale în sensul legii 51. Adică trebuie să fim atenți noi juriștii cum aducem niște semnificațiile unor termeni a unei politici penale a statului și îl transferăm în cod. Și atunci am mai lămurit o chestie că nici infracțiunea de corupție, nici măcar crima organizată, o infracțiune în sine, dar aminte furtul, tălăria, așa, nu pot constitui în sine vătămări ale drepturilor și libertăților fundamentale care să justifice interceptarea din partea serviciilor de informații. Bun. Asta a fost legea Siguranței Naționale. Bun. Mai este, cred că nu v-am spus ceva pe că am văzut că se regăsește în pachetul, nu v-am spus ceva pe un aspect legat de posibilitatea mijloacelor de probă, rezultate, mandatele de siguranță de a fi folosit în sistemul judiciar. Curtea a spus așa, în principiu nu vedem neapărat o problemă, dar orice mijloc de probă trebuie să aibă o calitate intrinsecă, să poată fi cenzurat sub aspectul legalității. Iar mandatele de siguranță națională sunt emise de Înalta Curte, verificarea legalității mijloacelor de probă în sistemul nostru judiciar se face în procedură de cameră preliminară de către orice instanță care e competentă să judece acea cauză și de către Înalta Curte de Casație, doar când Înalta Curte de Casație este competentă să judece. Dar nu există o procedură, pentru că lucrurile sunt foarte clare. În procedură de cameră preliminară pe cod de procedură penală spune clar, poți să emiți mandat doar în cazul anumitor infracțiuni determinate, în cazul infracțiunilor care au de la 5 ani în sus, dacă avem deja un învinuit în cauză și așa mai departe. Pe siguranță națională, legea 51 prevede alte, și în mod firesc, alte exigențe, să fie o amenințare, să fie necesară și așa mai departe. Dar dacă eu transfer acele date obținute pe un mandat de siguranță națională, le aduc într-un dosar penal, se pune problema după ce omul este trimis în judecată, care este procedura și care este modalitatea prin care judecător de cameră plenară verifică legalitatea mandatului, adică la ce raportează acel judecător, la dispoziție din cod de procedură penală sau la dispoziție din legea Securității Naționale. Da, adică clasificarea se spune că e rezolvat între timp, că am dat și acolo decizie. Adică legiuitorul trebuie să vină și să spună care este procedura pe care o folosește judecătorul de cameră preliminară. Pentru că în acest moment acea verificare, iară ca o constatare după discuție cu colegii din justiție, după activitatea mea, legalitatea celor mijloace de probă nu e realizată în fapt. Așa, cred că vi le-am spus pe toate.
Mulțumesc foarte mult, domnule Morar. Acum, dacă veți parcurge cu atenție acest pachet de legi, veți vedea că foarte puțin din deciziile Curții Constituționale, din efectele deciziilor, se regăsesc în pachetul de legi, în sensul în care nu se ține cont de ceea ce a decis Curtea Constituțională până acum, ba din contră. Mi se pare că avem un obicei de a scoate cutumele la suprafață. Așa s-a întâmplat codul de procedură penală în 2014, când au apărut ca și alte organe abilitate la partea de mijloace de probă. Aceste organe abilitate, de fapt, făceau acest lucru. Ele făceau și doar au ieșit la iveală. Exact cum a spus domnul Morar, dacă vă uitați cu atenție în lege, veți vedea că ceea ce conține hotărârea CSAT cu pricina, o veți găsi transpus acum la vedere. Deci tot ce este aici este în bună măsură cutumiar existent deja.